Zilele acestea, liceenii din Olt susțin simulările județene la bacalaureat. Astăzi și-au testat cunoștințele la limba și literatura română. Cei care au mers pe principiul că vor fi reluate subiectele din anii trecuți s-au înșelat. Deși gradul de dificultate a fost unul mediu, cerințele au fost unele noi. Pentru cei de real, subiectul de tipul al doilea, și anume dacă poate fi critica utilă în viața oamenilor, cred că, având în vedere că se fac doar 3 ore pe săptămână, cred că a fost pus un pic în dificultate. Subiectul de tipul al doilea, accesibil cu ideea poetică, toată lumea a lucrat pe acest gen de test, iar subiectul al treilea, a fost și aici, cred că tot pe cei de la real i-a pus în dificultate, deoarece nuvela s-a făcut în clasa 10-a, nuvela psihologică, că avem nuvelă și în clasa 11-a istorică romantică, numai că ei aleg autorul canonic și au ales Slavici să învețe. Cred că i-a pus un pic în dificultate, deși noi profesorii am recapitulat tot ce ni s-a spus, deci că programa a fost anunțată din timp. Profesorii atrag atenția că materia trebuie recapitulată în întregime, nu doar din ultimii ani. Asta dacă nu vor să aibă surprize la examen. Cum au fost subiectele la română? Accesibile. A picat calizarea unui personaj din Mora cu noroc. Adică, te așteptai? Sincer, nu. La ce te așteptai? La plumb. Să fie plumb. Crezi că ești pregătit pentru vară? Da, și o să mai am timp să mă mai pregătesc până atunci, dacă nu m-am pregătit suficient. Au fost subiecte accesibile, subiectul 1 a fost puțin mai complicat. De ce? Pentru că a fost un text pe care l-am înțeles puțin mai greu, cred că cu toții, dar cu multă concentrare am reușit să facem tot ce trebuie. Atât elevii de la a 8-a, cât și cei de a 12-a vor susține mai multe simulări. Acestea au menirea de a-i pregăti cu subiectele de examen, dar și de a-și evalua cunoștințele. Cum decurge pregătirea pentru BAC în momentul de față? Momentan e binișor, putem spune. Mai ai de parcurs? Da. Simularea aceasta te ajută? Da. Îmi dă încredere și să văd la ce nivel sunt. Cum decurge în momentul de față pregătirea pentru BAC? Decurge foarte bine. În fiecare zi fac subiecte la matematică, la română, la geografie. Consider că perseverența mă va ajuta cel mai mult. Până la examenul final din vară, încă mai pot recupera materia. Au timp, mai ales, repet, subiectele, deci nu sunt de nivel performant, așa, sunt de nivel mediu, sunt de înțelegere, de receptare a textului, cu ideea poetică exact cum s-a dat și s-au dat în an de rând și plus că noi lucrăm la clasă, deci cu așa ceva. Zilele trecute au susținut simularea pentru evaluarea națională elevii din clasa a 8-a, iar timp de 3 zile își vor testa cunoștințele cei de liceu. La nivelul județului sunt 2887 de liceeni de ani terminali, iar azi, la proba de limba și literatura română, au fost prezenți în bănci 1820. Au absentat 705, în medie cei de la Seral.